Bună seara, dragilor! Mă bucur să ne revedem la un nou seminar despre produsele noastre minunate și în seara aceasta avem marea bucurie a lansării a două produse extraordinare, excelente, pe care deja am început să le testez și pe care abia aștept să le testați și voi. Dar ca să puteți să le testați și să le folosiți cu toată încrederea, în seara aceasta o să încerc să vă spun cât mai multe despre aceste două produse, și anume totul despre Absorbent D și Forevermore Coffee. Hai să vedem că avem treabă multă în seara aceasta, să vedem ce putem afla despre acestea. În primul rând, despre Forever Absorbent D, care sunt ingredientele cheie, ce beneficii avem ale acestui produs, care este modul de administrare și cu ce alte suplimente putem să-l asociem în mod deosebit, pentru că îl putem asocia cu orice fel de suplimente ale noastre. Apoi, despre Forevermore Coffee, vom afla câteva aspecte despre cafea și beneficiile ei. Ce este o cafea funcțională? Pentru că Forevermore Coffee este o cafea funcțională și să înțelegem ce este și care este acest principiu, care sunt ingredientele cheie și modul de preparare al acesteia. Și hai să începem. Mai întâi să vorbim un pic despre vitamina D, care este baza din produsul nostru Forever Absorbent D. Dar hai să vedem ce este vitamina D. Vitamina D este un nutrient solubil, unul din cei 24 absolut esențiali pentru buna funcționare a întregului organism. Este cunoscută sub formă de calciferol, sub denumirea de calciferol. Este, și aici o să subliniez un lucru, este solubilă în grăsimi, este insolubilă în apă și stabilă la căldură, în schimb este foarte sensibilă la lumină și oxidare. Și am subliniat aceste lucruri pentru că, nu întâmplător, această vitamină este asociată în produsul Forever Absorbent D împreună cu vitamina E, care este unul dintre cei mai puternici și mai eficace antioxidanți. Termenul de vitamină D se referă la mai multe forme ale acestor vitamine. O parte dintre ele, vitamina D, este realizată în plante, o parte este realizată în corpul nostru, este produsă natural în organism în urma expunerii la lumina solară. Multe și toate aceste forme de vitamină D le găsim și în alimente, și aici sunt câteva exemple din alimentele care sunt bogate în vitamina D, în special vorbim de pește, de lactate, dar avem și o mulțime de vegetale, cum ar fi cerealele fortificate, portocalele, anumite tipuri de ciuperci. Se sintetizează vitamina D în organism. Dacă ne expunem la soare, se sintetizează la nivelul pielii și este de punctat că se degradează la fel de repede cum se produce. De aceea este nevoie să o producem constant sau să o aducem în plus de undeva. Cum se sintetizează în corpul nostru? Este nevoie să ne expunem minim de 2 ori pe săptămână, aproximativ 10-15 minute continuu în acea expunere pentru ca vitamina D să se producă. Dacă în zilele de vară cumva acest lucru este posibil, dacă nu cumva stăm atunci băgați la aer condiționat și stăm pitiți acolo și avem parte și de poluare care să ecraneze soarele, pe parcursul celorlalte anotimpuri devine aproape imposibil să ne luăm vitamina D doar din alimentație, doar din producerea de soare și atunci trebuie să o luăm din alimentație sau din suplimente alimentare. Ce roluri are vitamina D în corpul nostru? Cel mai important dintre ele este rolul legat de reglarea calciului în corpul nostru, și anume ajută la producerea acestuia, se absoarbe calciu sub vitamina D, are rol în fixarea acestuia și a fosforului care vine în complexe fosfocalcice, importante pentru materia osoasă pe care o găsim în oase, în dinți, în unghii și rezultând o mineralizare osoasă corectă. De asemenea, este răspunzătoare și de împiedicarea distrugerii masei osoase, pentru că vitamina D intervine în gestionarea hormonului paratiroidian care determină subțierea, deci scoaterea calciului din depozite.
Mai are rol important în menținerea funcției musculare, în susținerea și întărirea sistemului imunitar, participă activ la procesul de diviziune celulară, de aceea este foarte importantă în sănătatea pielii, în sănătatea părului, în multe alte organe ale noastre. Alte beneficii ale vitaminei D derivă din cele spuse mai sus. În primul rând, sănătatea oaselor și a dinților. Apoi, în sistemul imunitar și în această condiție, poate ajuta în protejarea împotriva infecțiilor și a bolilor. În sănătatea mentală, poate influența nivelul de transmitători, cum ar fi serotonina, pe care știm că am învățat din seminariile pe care le tot țin, că de fapt ea se constituie la nivel intestinal și această serotonină este importantă pentru starea noastră de dispoziție. Apoi, funcționarea musculaturii, pentru că o cantitate adecvată de vitamina D poate veni în menținerea forței musculare prin echilibrarea calciului care intervine în procesul de transmitere a influxului nervos către musculatură. Sănătatea sistemului cardiovascular, de ce? Pentru că inima noastră este un mușchi și de aceea ajută foarte important și în acest sens. Prevenirea bolilor cronice, de ce? Pentru că are efect asupra sistemului imunitar, are efect asupra reglării echilibrului inflamator și de aceea inhibă o grămadă de lucruri care ar putea să degenereze în boli cronice sau boli grave. Care este cantitatea de vitamina D pe care o putem lua? Și aici sunt cantitățile doza zilnic recomandată. Și doza zilnic recomandată este în condițiile în care noi mai reușim să mai ne luăm vitamina D și din alimentație și mai reușim să ne luăm vitamina D și în condițiile în care mai ne expunem la soare. De exemplu, la persoanele peste vârsta de 70 de ani este nevoie de un surplus de vitamina D pentru că la aceștia producția la nivelul organismului este mult încetinită. Are risc de deficiență de vitamină D. Hai să vedem. Spuneam că persoanele în vârstă, datorită scăderii capacității de producție a corpului, de sintetizare, și mai este un aspect aici, o mulțime din persoanele în vârstă mănâncă și mai sărăcăcios, pentru că nu prea mai au poftă de mâncare și mai au o problemă, sunt foarte mult în casă. Și atunci, cu atât mai mult, au nevoie de un surplus de vitamina D. Apoi, persoanele care trăiesc în regiuni cu puține ore de soare, locuitorii din zonele nordice sau din zonele foarte puțin expuse la soare. Persoanele cu tulburări de malabsorbție și în ziua de azi sunt destul de frecvente aceste tulburări la omul modern, pentru că marea majoritate suferă de diverse aspecte privind digestia. De asemenea, un risc deosebit au cei care în curele de slăbire apelează la acele bypass-uri intestinale, poate afecta capacitatea organismului de a asimila corect vitamina D, inclusiv din suplimente, inclusiv din alimente. Persoanele care poartă haina care acopere majoritatea pielii. Știți dumneavoastră despre cine vorbesc, da? Sunt țările arabe unde femeile sunt îmbrăcate total în negru, nu au o pandă mică, au așa la ochi. Ele au risc de scădere a vitaminei D. Apoi persoanele cu culoarea pielii mai închise. Pentru că melanina, dacă observăm aici în slide-ul anterior, am spus că persoanele cu pielea mai închisă au, datorită pigmentului melanină, posibilitatea de a fi expuse mai puțin razelor de soare, pentru că ele au ca un fel de protecție solară naturală. Deci, la culoarea închisă a pielii, atunci avem capacitate scăzută. Anumite persoane cu afecțiuni medicale, boli cronice, hepatice sau renale, echilibrul renal este destul de important în reglarea echilibrului fosfocalcic și anumite persoane cu diverse stiluri de viață, aici vorbim de vegetarieni și vegani, care, datorită stilului lor de alimentație, au capacitatea de a aduce în corpul lor mai puțină vitamină D. Și da, persoane care primesc anumite medicamente. Și aici se știu cei care se regăsesc aici. Cum se manifestă deficitul de vitamina D? Oboseală, slăbiciune musculară, dureri osoase, inflamație articulară sau chiar în tot corpul,
creșteri sau scăderi în greutate inexplicabile, anxietate, depresie, vindecare lentă a leziunilor, densitate minerală osoasă scăzută și la femei în special căderea părului. Acestea sunt niște semne care să te facă să te întrebi dacă nu cumva este vorba de un deficit de vitamină D. Este vitamina E, a care este alături de vitamina D în complexul nostru deosebit. Este descrisă, de fapt, sunt 8 compuși chimici diferiți care se numesc tocoferol. Alfa-tocoferol este cel mai activ dintre aceștia. Este o vitamină liposolubilă puternic, de aceea se depozitează, se poate stoca în țesutul lipidic și este liberată în corp atunci când este nevoie. Așa că, în general, nu prea există o carență de vitamină E, însă de ea o să vedem imediat că avem nevoie pentru multe alte aspecte. Se găsește în multe surse alimentare, am enumerat câteva dintre ele aici, în general tot ce este legat de parte uleioasă, ca să zic așa, poate genera vitamina E destulă. Și avem rolul de a diminua bolile cardiovasculare, are acțiune puternică antioxidantă, protejează lipidele la nivel celular, bună funcționare glandelor sexuale și endocrine, păstrează sănătatea ochilor și a vaselor de sânge, păstrează funcția hepatică normală, are rol de a ajuta să nu se depună grăsimea pe artere, ameliorează starea de inflamație, asigură metabolismul zaharurilor, aminoacizilor și acizilor grași, deci este un puternic element care ajută partea aceasta de metabolism, îmbunătățește sănătatea pielii și a părului și protejează foarte bine alături de beta-carotene, respectiv precursorul vitaminei A, împotriva razelor ultraviolete. Și are rol anti-aging, la fel ca și vitamina A, ele amândouă sunt foarte bogate și vitamina C sunt importante. Vitamina E este cea care ajută asimilarea vitaminei A în corpul nostru, transformarea ei din beta-caroten în vitamină și să fie asimilată corect de corpul nostru și sprijină formarea de țesuturi noi. Cum stăm cu doza zilnic recomandată? Cam acestea ar fi dozele și vă rog să le rețineți, pentru că deja am primit întrebări de la voi. Dacă dăm la copil sub un an, dacă dăm la sugar, dacă dăm la, deci putem să dăm. Și o să vedem imediat unde putem să dăm. Vedem că bărbații sunt cei care au foarte multă nevoie de vitamina E. Femeile, mai ales în perioada de perimenopauză, au nevoie foarte multă de vitamina E. Femeile însărcinate, femeile care alăptează, sunt cele care au nevoie de vitamina E neapărat. Apoi avem situații speciale în care se pot crește dozele până la cantități semnificative, 200 de miligrame, 300 de miligrame, 600 de miligrame, în funcție de anumite aspecte și, în general, aceste doze se cresc în special pentru creșterea fertilității la bărbați, în special aici avem nevoie de doze mai mari. Cine are risc de deficiență de vitamina E? Spuneam că practic cam toate persoanele sănătoase nu prea au cum să aibă carență de vitamina E, dar avem nevoie de ea pentru ca să vină să ajute alte elemente nutritive. Practic o alimentație sănătoasă echilibrată ne ajută să ne aducem o cantitate minimă considerată necesară pentru corpul nostru. Persoanele care întâmpină dificultăți în a obține suficientă de vitamina E sau care au dietă săracă în grăsimi sau au afecțiuni care îngreunează absorbția grăsimilor. Acestea sunt clar persoane care au neapărat nevoie de suplimentarea alimentației. Astfel, carența de vitamină E este asociată cu multe aspecte legate de malabsorție intestinală, de la boli inflamatorii intestinale, sindrome de malabsorție, cum spuneam și de bypassul intestinal, multe dintre acestea sunt extrem de importante să fie completate cu vitamina E. Acum, hai să vedem, dacă la vitamina D este în permanentă creștere, pornind de la 1,23 de miliarde în 2021, cu creștere, conform market share-ului, cu o creștere de 7,6 ori
până la dublare în 2030. Deci o piață foarte bună pe care noi putem să o exploatăm, produsul nostru absolut extraordinar. Hai să vedem, lansăm cu mare drag și cu mare aplomb și vedeți că doamna din imagine este o doamnă cu pielea închisă la culoare, pentru că are nevoie de vitamină D. Este absorbent, forever absorbent D, un supliment cu vitamină D, conceput pentru a-și găsi locul în stilul de viață modern. Este un amestec unic de vitamină D și E, cu niște ingrediente alăturate. Sunt tablete masticabile cu o aromă foarte plăcută, fructată, și este ideal pentru a completa rutina zilnică. Are certificările pe care noi cu toții le știm și le iubim, kosher halal, gluten free, soia free, dairy free, adică fără lactoză, care sunt lucruri importante. Tabletele masticabile asigură o porție de de vitamină D serioasă, o formulă îmbunătățită și îmbogățită cu vitamina E, ceea ce înseamnă că este o formulă stabilă. Spuneam că vitamina D este extrem de sensibilă la oxidare și vitamina E o ajută să rămână stabile. Fiecare tabletă conține 20 de milicentigrame de vitamina D și 12 mg de vitamina E, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la menținerea sănătății sistemului osos, ce spuneam că este în principal. Aroma dulce, plăcută, provine din ingrediente naturale, nu există deloc nici îndulcitori artificiali, nici coloranți artificiali și, spuneam, nu conține gluten cu certificările pe care le cunoaștem. Și avem aici, și am subliniat, ca să înțelegem, avem aici sucul de fructe de cactus, vitamina E sub formă de alfa-tocoferil, care spuneam că este o formulă foarte bună. Avem vitamina D, avem aroma de portocale, totul este natural și observați, avem vitamina E, aici este pe două tablete, 24 de miligrame, adică 200% doza zilnic recomandată și la vitamina D avem cantitate mare de vitamina D, că toată lumea vrea vitamina D cu căldare. E, avem acum vitamina D cu canistră. Deci avem vitamina D absolut suficientă și vedeți într-un ansamblu absolut fantastic. Și beneficiile derivă din ingredientele cheie. Vitamina D3 menține sănătatea oaselor, buna funcționare a mușchilor, sănătatea imunității, susține diviziunea celulară, susține echilibrul și absorpția normală a calciului și a fosforului. Prin susținerea sintezei de neurotransmitători contribuie la obținerea stării de bine. Și avem 20 de milicentigrame de D3. Apoi, vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, asigură stabilitatea vitaminei D și avem 12 miligrame, da, am greșit eu aici, per tabletă masticabilă cu absorție crescută. Ce mai avem? Cactusul roșu, care oferă aroma plăcută și culoarea roz a tabletelor fără coloranți artificiali. Îndulcitorii sunt naturali din sorbitol și fructoză. Iar pentru faptul că tabletele sunt masticabile, favorizează și mai bine absorpția ingredientelor. Cum o dăm? Păi o dăm foarte simplu. La copiii 0-1 an se poate da o jumătate de tabletă pe zi pe care putem să o sfărâmăm și putem să o dăm ca atare într-un vârf de linguriță de miere sau un vârf de linguriță de ceai. Sau un vârf de linguriță de zeamă de lămâie. Ia copiii 1-12 ani o tabletă, iar la adulți și copii de peste 12 ani două tablete. De preferat la mesele principale, pentru că spuneam că este mai bine absorbită în prezența grăsimilor și pentru că este mai bine absorbită în prezența grăsimilor, avem așa, asocieri preferențiate cu Arctic Sea, cu Argi Plus, cu Naturmin, cu Absorben C, cu Calcium și cu Imungami. Și o să vă spun de ce l-am ales. Arctic Sea este prezența uleioasă care ajută la asimilare. Argi Plus ajută foarte bine transportul acestei vitamine împreună cu tot ce avem mai departe asimilat de la nivel intestinal. Naturmin, Absorben C, Calcium sunt potențate
de vitamina D, sunt într-un ansamblu, vitamină D, minerale, vitamină C, iar Immune Gummy este foarte bine completat de Forever Absorbent D pentru obținerea unei imunități de fier. Acestea sunt preferențiatele. Poți să iei Forever Absorbent D cu oricare din suplimentele noastre. Când o iei, poți să o iei dimineața și seara, sau poți să o iei numai dimineața, sau poți să iei la masa de prânz, important este să o iei. Și să o mănânci și vei vedea efectele tale. Acum să vedem despre cafea produsă al nostru, puțin despre cafea. Este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate băuturi din lume. Recunosc, sunt o foarte mare cafegioaică și m-am bucurat nespus când am primit acest cadou din partea Foreverului. Este pe locul 3 într-un top al băuturilor consumate după apă și după ceai. Se mândrește cu o istorie veche de sute de ani, deși începuturile sunt împăluite în trecut și în legendă. Puțină istorie. Se spune că primul care a observat efectele boabelor de cafea a fost un cioban în Etiopia, care a văzut că are cafele mai energice când pas boabele de cafea. Acesta a dus mai departe boabele călugărilor care locuiau în apropiere. Și dovezile consumului de cafea apar undeva la autorii arabi în jumătatea secolului XV. Boabele de cafea au fost folosite într-un mod similar celui din prezent de către călugării din Yemen, care consumau băutura obținută din boabele prăjite și râșnite, drept energizant în timpul ritualurilor lor religioase. Apoi, în următorii 10 de ani, cafea avea să se răspândească în peninsula arabică, în toate regiunile înconjurătoare, până în Turcia și Africa de Nord. Apoi, cafea a venit prin Veneția, în Europa, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, de unde se răspândește și în alte culturi ale continentului. Așa apare prima cafea în Roma, anului 1645. În secolul al XVIII-lea, cafea este exportată în lumea nouă și după aceea au fost înființate culturile principale de cafea în America Centrală și în Brazilia. Așa un pic de istorie m-am gândit că este binevenită ca să cunoaștem puțin lucrurile. Principalele tipuri de cafea variază în funcție de origine și de modul în care se prepară. În funcție de origine avem cafeaua arabica și cafeaua canefora, care sunt plantele care oferă principalele tipuri de cafea, cafeaua arabica și robusta. Noi avem în cafeaua noastră amândouă tipurile. Puțin despre ele, cafeaua arabica este considerată primul soi de cafea, este cafeaua arabă considerată, își are originile în Etiopia, conține cu 50% mai puțină cofeină decât celelalte tipuri de cafea, în schimb este cea care oferă aromă intensă și boabele sunt un pic mai alungite. Cafeaua robusta e mai robustă, mai grăsuță. A fost descoperită la finalul anilor 1800, este originară în Africa Centrală și de Vest, se poate dezvolta fiind robustă la orice condiții meteo, s-a adaptat bine oricăror climaturi și înflorește de câteva ori pe an, oferind multă productivitate și este mult mai bogată în cafeină și este cea care dă tăria. În funcție de modul de preparare, avem cafeaua turcească la ibric, făcută cu apă clocotită, pur și simplu, cum o făcea cândva mama, cafeaua la filtru, care se toarnă în filtru, cu apă fierbinte, ai nevoie de filtru, ai nevoie de cafetieră, ai nevoie de filtre multiple, ai o grămadă de lucruri nevoi. Și mai este cafeaua la espresso, care este considerată cea mai bună și cea mai sănătoasă cafea, iar prepararea acestui tip de cafea presupune trecerea apei sub presiune prin cafeaua măcinată fin, extrăgând proprietățile și lăsând la o parte ceea ce ar putea să fie mai puțin corect, de exemplu grăsimile și zaharurile din cafea ar putea fi scoase, de exemplu, în cafeaua la ibric față de cafeaua la espresso. În funcție de modul de preparare avem cappuccino, cafe latte, cafe americano, macchiato, mucacino, habar n-aveam, le-am citit aseară și le-am cules cu drag și vi le-am pus aici. Dacă aveți curiozitatea, faceți print screen la
slide și veți vedea că numitorul comun la acestea este de fapt cafeaua espresso. Deci, orice, scuze, orice variație, oricât de interesant am vrea noi să o facem, are la bază cafeaua espresso. Și de aceea compania noastră ne-a oferit o cafea espresso. Proprietățile cafelei sunt multe. 200 de mililitri de cafea neagră și neîndulcită, atenție, neagră și neîndulcită, conține o mulțime de elemente nutritive, de la vitamine, proteine, beurile, minerale precum potasiu, mangan, magneziu și cafeina, care oferă mai departe o mulțime de beneficii. Cafeina este cea care stimulează energia și concentrarea, care are rol antioxidant și de aceea aduce beneficii sistemului imunitar, care intensifică arderile și potrivit studiilor, cafeina poate stimula până la 29% arderea grăsimilor. Nu știu dacă o fi adevărat, și o sumare butoare de cafea, dar ale boalii de grăsim, dacă mi le ard, s-ar putea să trebuiască să beau mai multă, da? Și are rol diuretic. Cafeina stimulează organismul să producă mai multă urină, ceea ce înseamnă că avem nevoie și de o hidratare mai bună. Așa că nu uita să ai lângă tine neapărat hidratarea corespunzătoare atunci când bei o cafea. Dintre cafea funcțională, pentru că noi avem o cafea funcțională, este aceasta. Este o cafea care rezultă din combinarea cafelei obișnuite cu ingrediente, ceea ce ajută consumatorii să obțină ceva mai mult decât doar beneficiile pe care le ai în cafea obișnuită și respectiv cele oferite de cofeină. Este o tendință puternică la nivel internațional și studiile confirmă că este unul dintre produsele cu cea mai rapidă creștere din sectorul băuturilor, așa că avem un potențial fantastic cu acest produs. Cu ce ingrediente este îmbogățită o cafea funcțională? Poate fi cu compuși precum plante, proteine sau vitamine, sunt selectate în general substanțe care au capacitatea de a intensifica proprietățile benefice ale cafelei pentru sănătate. Unul dintre motivele pentru care cafeaua aceasta este îndrăgită și este din ce în ce mai cerută este marea idee de protecție antioxidantă. Iar studiile arată că substanțele active pot declanșa expresia genelor implicate în metabolismul antioxidant și antioxidare. Pentru cine e indicată cafeaua funcțională? Păi, pentru studenți, pentru persoane cu stil de viață activ, oricine care își propune să aibă mai multă energie, să-și accelereze metabolismul, să-și controleze mai bine greutatea, să îmbunătățească nivelul de concentrare și să o facă într-un mod sigur și sănătos. Când se poate consuma o cafea funcțională? Păi, în principiu este bine să o consumi la micul dejun. Dar dacă îți scade nivelul de energie spre după amiază, poți să consumi o cafea și dacă ai de învățat pentru sesiune, poți să o consumi și noaptea, dar atenție după aceea, dacă reușești să mai adormi. Deci, atenție la acest aspect. Practic poate fi consumată oricând, dar să ai grijă că s-ar putea să te țină treaz mai mult timp decât crezi. Prevărmor, îți aduce rutina de dimineață la următorul nivel și îți oferă un mix unic de vitamine din grupul B și taurina alături de aroma plăcută a cafelei. Este alegerea perfectă pentru cei pretențioși și pasionați de cafea, care ați văzut câte tipuri de cafea ne putem prepara cu ornindele cafeaua espresso. Cafeaua noastră funcțională este îmbogățită cu vitaminele B3, B5, B6, B12 și puterea revigorantă a taurinei, această băutură fiind benefică pentru metabolismul energetic normal și reducerea oboselii și extenuării. Combină, cum spuneam, amândouă tipurile de boabe și cafea arabica și robusta ca să ofere și tărie și aromă și sunt certificate Rainforest Alliance. Ce este această certificare? Este o certificare care îndeplinește cerințele standardului pentru agricultură sustenabilă și care abordează criteriile sociale și economice și de mediu. Este, bineînțeles, certificată kosher halal, gluten-free,
soia free și fără lactoză de Dairy Free. Spuneam că avem, aceasta este compoziția, avem purina, care este un aminoacid care există în mod normal în organism, în mușchi, în creier, în inimă, în sânge, ajută la termoreglare, este necesară suplimentarea acestuia în perioadele de supra-solicitare intelectuală sau fizică. Taurina este, de fapt, scăderea nivelului de taurină, de fapt, este acel moment când începem să ne simțim obosiți. Înseamnă că taurina în corpul nostru a scăzut. Grupul de vitamine B contribuie la metabolismul energetic normal, la buna funcționare a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Iar mințiul de boabe și cafea combină aceste două tipuri pentru a oferi și savoare. Savoarea este un pic ciocolatie, deci cu gust de ciocolată și de alune, cu un gust delicios și cu o aromă deosebită. Am și gustat-o deja și este foarte, foarte plăcută și poți cât de tare îți dorești. Aceste capsulele de Forever More sunt compatibile cu aparatele originale Nespresso, dar nu facem parte din corporația lor, să reținem acest aspect. Și iei și desfaci frumos cutia, primul pas. Al doilea pas, scoți capsula. Atenție la espresoare, că sunt espresoare în Nespresso, cu capsule mari și cu capsule mici. Luați-le pe cele cu capsule mici, noi am făcut greșeala și ne-am grăbit și am comandat espresorul, noi aveam alt gen de espresor acasă și am comandat special pentru cafeaua noastră și am greșit-o. A trebuit să facem retur și să comandăm din nou espresorul potrivit. Deci acest espresor este vorba cu capsule micute și cu alimentarea pe verticală, nu din latera. Apoi îți apeși pur și simplu butonul și gata, savurează cafeaua Forever More, care este absolut fantastică. Deci mie îmi place foarte mult și, cum spuneam, sunt o foarte mare cafejoaică. Te aflat astăzi, te aflat despre Forever Absorbent B, ingrediente cheie, beneficii, mod de administrare, asociere cu alte suplimente. Ai aflat despre Forever More Coffee, despre cafea și beneficiile acesteia, ce este o cafea funcțională, care sunt ingredientele cheie și cum să-ți prepari cafeaua Forever More. Vă mulțumesc și o să vă rog frumos să rețineți cu mare atenție adresa de e-mail pe care o aveți aici pe ecran, pe ultimul rând. De asemenea, vă rog foarte mult pentru secțiunea de întrebări să urmăriți cu atenție și să citiți mesajul pe care acum vi l-am trimis și numai în această modalitate o să vă rog frumos să adresați întrebările pentru a vă putea răspunde corect, concret, rapid și concis la întrebările voastre. Vă mulțumesc!